Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la un nou documentar! Se pare că Roșia Montană reprezintă intrarea principală într-un imens oraș subteran al zeilor. În luna februarie a anului 2012, o echipă româno-canadiană de geologi urmărea rămășițele filonului de aur la una dintre galeriile săpate de agatârși în urmă cu 5500 de ani la Roșia Montană. Atunci, echipa a făcut aparent din întâmplare o descoperire colosală ce ar putea modifica istoria omenirii dacă s-ar face publică. Geologii români și canadieni au descoperit la baza galeriei cavernei capătul dreptunghiular al unei lespezi aurii care nu părea a fi o rocă naturală. După prelevarea unei mostre, rezultatele de laborator au arătat că era vorba despre o piatră compozită obținută după o tehnologie imposibil de reprodus în condițiile științei actuale, compusă din 15% praf de granit, 30% wolfram și 55% pulbere de aur de 50 de carate. În luna aprilie, în timpul discuțiilor purtate cu ușile închise la Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, canadienii au cerut ca această descoperire să nu fie făcută publică, iar galeria să fie închisă urgent. Românii au fost de acord cu păstrarea secretului, însă au insistat să continue cercetările și să trimită acolo echipă de arheologi. Zona a fost închisă imediat cu sârmă ghimpată și pusă sub pază. De la începutul lunii mai până pe 23 iunie s-au derulat în secret săpăturile în jurul lespezii. Măsurătorile au stabilit faptul că aceasta, perfect șlefuită, cântărea aproximativ 1700 de tone, cu 100 de tone mai mult decât cea de la Baalbek în Liban, avea o lungime de 12 metri, o lățime de 6 metri și o înălțime de 3 metri, iar aurul din ea reprezenta 935 de tone, de 150 de ori mai mult decât tot aurul extras la Roșia Montană de daci, romani, austro-ungari și români la un loc. Într-un final, lespedea a fost segmentată în 80 de calupuri egale, încărcată în containere și transportată noaptea sub escortă militară spre o destinație necunoscută. Din anumite informații, reiese că fragmentele au ajuns la combinatul siderurgic din Galați, unde au fost topite și transformate în lingouri de aur și wolfram, despre care nu se știa unde au fost depozitate. Un lucrător care a participat la dezmembrarea lespezii susține că un bătrân arheolog de prestigiu ce avea o cicatrice în colțul ochiului stâng a realizat un set de fotografii care au fost date spre studiu unui paleolingvist ce a atras atunci atenția autorităților că lespedea are o valoare istorică și culturală inestimabilă, nu doar pentru români, ci pentru întreaga omenire. Ca argument, în respectivele fotografii se poate observa că întreaga suprafață a lespezii era acoperită de o scriere în basorelief de culoare verde smarald, total necunoscută, posibil pe lazgă. Cu toate acestea, autoritățile române au ignorat atenționările paleolingvistului și au dispus tăierea și topirea lespezii, urmând ca, după vânzarea aurului, să primească 19,31% din câștig, conform înțelegerii cu partea canadiană. Bătrânul arheolog, care a ales să-și păstreze ascunsă identitatea, a declarat presei la vremea respectivă următoarele. Lucrurile însă au devenit de-a dreptul uluitoare atunci când la ridicarea lespezii s-a putut observa un soi de puț cu diametrul de 4 metri, în interiorul căruia cobora o scară elicoidală, ale cărei trepte erau săpate în pereții puțului, de parcă fuseseră tăiate cu laserul. Din interiorul puțului emana o lumină lăptoasă violacee.
deși cei câțiva lucrători, geologi și arheologi care au fost martori la ridicarea lespezii și-au revenit după o vreme din uimire, în afara paleolingvistului care s-a precipitat ca un apucat pe scări în jos, nimeni n-a mai avut curajul să coboare ca să vadă ceea ce se afla în puț, iar a doua zi era deja prea târziu. Am așteptat cu toții ca paleolingvistul să apară, dar el nu s-a mai ridicat la suprafață. Peste noapte, SRI-ul și armata au acoperit cu scânduri intrarea în puțul care ducea spre interiorul muntelui, au turnat ciment și au sigilat-o. A doua zi a fost închisă gura puțului exterior, precum și intrarea în galeria săpată în vremuri imemoriale de agatârși. Tot a doua zi, eu dimpreună cu toți martorii care au asistat la prelevarea lespezii și la descoperirea puțului din adâncul minei, precum și cei care au participat la ștergerea urmelor, am fost puși să semnăm niște documente care garantau păstrarea secretului de stat și am plecat cu toții speriați înapoi pe la casele noastre. La sediile Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei și al Institutului de Arheologie din București, nimeni nu știe nimic, domnind peste toți o tăcere ca de mormânt. Există voci care susțin că persoane suspuse de la guvern au mușamalizat afacerea și că bancherii elvețieni își freacă mâinile satisfăcuți. Ultima dată când s-a mai putut discuta cu bătrânul arheolog și cu lucrătorul martor a fost pe 28 iulie 2012, cei doi dispărând apoi fără urmă. Galeria unde a fost descoperită lespedea, aflată pe Valea Cornei, sub satul Cornea de la Roșia Montană, a fost supranumită Galeria Hiperboreană. Ea a mai fost cercetată în 1976 și, după o descoperire uluitoare, a fost sigilată de către securitate. Dintre cei care au participat atunci la săpături, doar 4 persoane mai sunt astăzi în viață. 3 dintre ei refuză să-și amintească întâmplarea de acum 37 de ani. Doar unul dintre ei, Ion Moiș, fost șef de echipă, a acceptat să rupă tăcerea. Iată ce a povestit el presei. Poate că n-ar trebui să zic nimic, că doar am jurat la comuniști, dar eu mă trag de fel din Albac, chiar din neamul de moți al lui Avram Iancu, așa că nu pot să tac, uite cum a fost. În iarna lui 76 am fost chemat de inginerul șef și am primit dispoziție să redeschid, să consolidez și să electrific vechea galerie 13, rămasă închisă încă de pe vremea austro-ungarilor, urmând ca după consolidare să vină 2 tovarăși geologi să prospecteze. Galeria era veche, rămasă așa neexploatată încă de pe vremea agatârșilor, care la vremea aceea scoteau din ea și prelucrau aurul și argintul pentru daci, iar filonul fusese epuizat cu multe secole înainte să ajungă romanii stăpâni pe minele de aur, sau Alburnus Major, cum spuneau ei. E drept că se văd urme de căutare și din partea romanilor, dar e limpede că s-au lămurit repede și au abandonat. Lucrările de consolidare și electrificare au durat până în vara lui 76 și am avut niște probleme cu golirea de apă a unei părți a galeriei care se inundase. Atât valvele din mină cât și electrovalvele de la pompe ne-au fost de mare ajutor. Tot atunci am găsit și un os spălat de ape așa de mare cum nu mai văzusem niciodată. După ce l-am arătat directorului minei, el l-a predat securistului întreprinderii miniere de stat Roșia Montană, iar pe noi ne-a anchetat procuratura vreo 4 zile. Că unde era osul când l-am găsit? Că în ce poziție? Că cine a mai fost cu noi în mină? Că cine mai știe de existența lui? Câți am intrat și câți am ieșit din șut în ziua aia? Mă rog, tot felul de întrebări ca să ne sperie și să ne facă să tăcem. Am tăcut cu toții, iar după ce ne-au pus să semnăm declarațiile, ne-au trimis înapoi în galerie. Acasă n-am suflat o vorbă, mi-era frică pentru ai mei. Când treaba noastră a fost terminată, au intrat în mină 2 oameni de la București, din care unul sigur era geolog. Ce au lucrat ei acolo nu știu,
dar așa ca la vreo săptămână s-a prezentat un al treilea, unul foarte tânăr cu o cicatrice la ochiul stâng, care a zis că e arheolog. La două zile după el a venit o echipă întreagă de civili, dar și câțiva arheologi cu niște echipamente cam ciudate, împreună cu un echipaj de miliție care a blocat accesul la Galeria 13 și a început să ne controleze legitimațiile la poartă. După încă vreo lună jumate, am fost chemați din nou, eu și ortacii mei, cei care ne-am ocupat de consolidări și care deja semnaserăm declarațiile, să cărăm sterilul din fundul Galeriei 13 și să-l scoatem cu vagonetele afară din mină. Atunci am văzut grozăvia. Arheologii scoseseră la iveală din stâncă un schelet uriaș, cam de 10 metri lungime, care zăcea pe o parte cu picioarele strânse. Osul pe care îl găsisem eu era legat cu o fundă roșie și de-abia atunci am văzut că era de fapt o vertebră. Mamă, dar ce vertebră! Civilii se foiau de colo-colo. Unii își notau câte ceva din ce ziceau arheologii, alții făceau poze cu blițul. Ziceau ceva de unul densușianu, apoi ceva de hiperboreeni, apoi unul a sărit cu gura mare că să-și vadă de treabă, că densușianu era avocat, nu istoric. Apoi a dat-o cu partidul și cu securitatea. Altul, și ăsta era arheologul cel tânăr, că l-am recunoscut după cicatrice, a scăpat una cum că scheletul ăla era de hiperborean și că ar putea fi chiar strămoșul nostru. Nu se poate, tavarișce! Ce hiperborean visezi? A răgnit la el unul gras în haină de piele și cu accent rusesc. Omul se trage din maimuță. Unde ai mai pomenit tu maimuță de 10 metri? Gata, scheletul ăsta pleacă la Moscova. Ia luați-l pe reacționarul ăsta de aici. Atunci ne-a cuprins groaza pe toți. Doi gealați au sărit pe el, l-au legat și l-au târât afară din mină. Ia hai, strângeți, împachetați în lăzi și duceți totul la gară. Și dacă mai suflă vreunul vreo vorbă, vă arunc caghebe în ceafă. Tot pe noi a căzut măgăreața cu strânsul și cu căratul. S-a făcut dimineață când am terminat de împachetat, de cărat și urcat lăzile în tren. Dar nici pe noi nu ne-au lăsat să mai mergem acasă. Ne-au suit în două dube fără geamuri și ne-au dus undeva, unde, nu știu. Dar știu că am mâncat bătaie și că m-au pus să semnez că n-am văzut și că nu cunosc nimic, că am un unchi legionar care e bandit și împușcă securiști prin munți și mi-au zis că dacă suflu vreo vorbă, îmi saltă nevasta și copiii, iar pe mine mă bagă în pușcărie. Am semnat și am tăcut. Ce era să fac? Nici cu ortacii mei n-am mai vorbit despre asta. Ceva de bine totuși mi s-a întâmplat după aceea. La o săptămână după ce m-am întors la mină, unul de la avea mereu coadă după mine când intram și ieșeam din șut, a venit la birt și s-a așezat la masa mea. Cinstit să fiu, când l-am văzut mi-a înghețat sângele în vine. Uite, Ioane, mi-a zis, și eu sunt moț ca și tine. Și tot ca și la tine, neam de neamul meu au fost băieși la Roșia Montană. Am fost acolo când s-a descoperit scheletul uriașului, acum e la Moscova. Ca și tine, am fost și eu martor. Ia plicul ăsta și păstrează-l ca pe ochii din cap. Înăuntru ai poza. Să știi de la mine că acolo în galerie era scheletul unui dac strămoș de al nostru. Păstrează poza și arată-o nepoților tăi. Eu nu știu dacă scap, pentru că am fost iradiat. Pe voi v-au speriat bine, dar de noi ăștia din securitate care nu ne speriem așa de ușor, se descotorosesc altfel. Nu te cunosc, nu mă cunoști. Nu ți-am dat nimic, ai priceput? Da, am priceput. S-a ridicat și a ieșit repede pe ușă. Doar două zile l-am mai văzut cum pășa ca o umbră în urma mea, apoi nu l-am mai văzut niciodată. În schimb, mai am poza cu hiperboreanul de la el. Așadar, deasupra lespezii extrase în 2012, se aflase cu 36 de ani în urmă scheletul uriașului în Galeria 13 sau Galeria Hiperboreană.
iar același arheolog cu cicatrice în colțul ochiului stâng a fost martorul ambelor descoperiri din 1976 și 2012. La Roșia Montană se află intrarea în orașul subteran al zeilor, supranumit Tartar de către grecii antici. Dacă în trecut secretele zeilor erau păzite întotdeauna de sfinși, creaturi mitice cu cap de om, corp de leu, picioare de taur și aripi de vultur, și la Roșia Montană există unul aparent natural. Sfinxul Roșiei Montane este situat pe unul dintre cele mai înalte puncte ale masivului Cârnic și are două capete, unul mare și încă unul mai mic, numit Sfinxișorul, deasupra celui mare. Unii localnici chiar susțin că evreii nu vor putea pune mâna pe aurul nostru atât timp cât Sfinxul va păzi Roșia Montană. Oare e posibil ca acest oraș subteran al zeilor să fie adevărata țintă a miliardarilor evrei George Soros și Benny Steinmetz? Am aflat deja că amândoi au investit sume colosale pentru a-și pune ghearele pe Roșia Montană. Am văzut implicarea SRI-ului atât în povestea copilului ucis pe 2 septembrie, cât și în descoperirea din Galeria Hiperboreană. Am văzut implicarea clasei politice de vârf atât în mușamalizarea înțelegerii secrete cu evreii, cât și în regizarea crimei copilului, apoi în deturnarea atenției publicului către maidanezi. Am văzut și manipularea fără ascunziș a mass-mediei în aceste cazuri. Pentru a afla dacă interesul miliardarilor evrei este orașul subteran sau aurul, alături de celelalte metale prețioase, nu trebuie decât să aruncăm o privire către planul proiectului minier de la Roșia Montană. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!